Salut, eu sunt Max și bine v-am găsit la The Forest. Asta e prima dată când deschid jocul ăsta, abia s-a lansat acum câteva secunde. După cum vedeți acolo, time until public alpha release, deci ne numără zilele până la următorul release. Dar hai să jucăm release-ul ăsta. Dacă vă uitați la acest video și vă place seria, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și hai să pornim. Apăsăm pe start. Deci the following is in development build, deci nu e final, e încă în development. Dar am așteptat jocul ăsta atât de mult și în sfârșit s-a lansat, așa că sunt foarte entuziasmat să joc. Hai să vedem, cum e. Loading. Jocul arată foarte bine, din câte am văzut din trailere. Așteptăm să vedem dacă ajunge la așteptările noastre. Suntem undeva într-un avion și spuneți că e copilul nostru sau ceva. A, uite că zburăm. Mă, dar ceva e ciudat totuși, pentru că nu mai e nimeni cu noi în avion. Suntem doar noi singuri? Oh-oh! Ce se întâmplă? Oh, nu! Stai, copilule, stai! Nu te mișca, pune centura. Bă, de ce n-are centura? Frate, deci cum să n-ai centură în avion? Oh, shit! Oh, shit! Ah! A murit copilul! Și am murit și eu? Sau... Oh-oh! What the fuck? Ce vrea asta? Bă, tu... I s-a văzut... da... Bă, a furat copilul ăsta! Să te pomenești că asta e povestea din The Forest. Îți fură copilul și tu trebuie să te duci să-l găsești? Oricum, pot să spun din prima că jocul arată incredibil. Și movement-ul e foarte fain. A, pot să mănânc chestii asemănător cu Bioshock Infinite și pot să iau un inventory. Ia să vedem. Cât de tare! A, și îmi văd și corpul. Mi-aduce aminte foarte mult de Dead Island, în felul în care îți iei obiecte și chestii de genul ăsta. Un picior? A, e cineva săracu. Am să iau tot de pe aici, pentru că de ce nu? A, mai e ceva pe aici. Mâncăm tot, mă. O femeie moartă. Bănuiesc că asta e prima noastră armă. E o armă din avionul s-a prăbușit. Pot să iau și alea? Așa. Rock headed to backpack. Deci jocul ăsta arată incredibil. Nu-mi vine să cred că e făcut pe Unity. Adică, bun, Unity a evoluat foarte tare în ultima vreme, dar nu mă așteptam chiar în halul ăsta. Arată pur și simplu incredibil. Ce sunt astea? O să le iau pe toate, o să iau toate chestiile astea. Deși rocks, adică de ce mi-aș lua pietre în ghiozdan? Chiar nu am nevoie, dar... Pot să vânez iepurașul ăsta? Bă, vină-o cu amă. Mă. Aha, i-am dat. Ia să vedem inventory. Raw rabbit. Aaaa, îl ține mână! Pune-l înapoi! Cum naiba-l pun înapoi? What the fuck? Rock headed to backpack. Ah, și poți să-ți iei, bă, sistemul ăsta de inventory e foarte inteligent. Deci pe L dai să equip. Ok. Inventory e foarte unic, adică nu am mai văzut, în general vezi un inventory standard. Dar aici chiar vezi itemele și chiar sunt 3D în timp real. Foarte interesant. Lizard skin. Poate reușim să ne facem ceva din lizard skin. S-a auzit ceva pe aici. Huh. Hai să continuăm. N-avem o hartă, deci abar n-am unde... Learn the basics of survival, beat to open survival book.
Ok. Getting started, blueprints to build structures in the world. Fire, click to place. Aha. What the fuck? Păi, voi ați văzut pe aia? Gather leaves, gather sticks. Bă, ăștia mă urmăresc. Bă, pleacă-mă de aici, mă, iau-te-le. Pleacă de aici, am zis. Nu știu dacă erau răi înainte, dar acum sigur sunt. Poți să-i omor oare? Vreau să zic că AI-ul e foarte inteligent. Pleacă. Pleacă, mă. Băi. Bă, ăsta se urcă ca maimuța. Ok. E foarte creepy so far. Pot să iau asta? Bănuiesc că nu pot să tai de tamai copacul cu... Ați văzut? A venit să mă atace exact când nu mă uitam. E mort. Aha, tu vrei să... Băi, vinuca, vinuca. Cred că am murit. Low health, find some medicine. Ok. Medicine? Cred că am murit? Use lighter. Ah, și mă spunează în altă parte acum. Ah! Știți ce s-a întâmplat? M-a omorât și m-a dus în peșteră. Deci aici unde îi prinde pe toți ăștia. Toți oamenii pe care i-au prins. What the fuck? Foarte creepy. Și acolo undeva mi-arată că am fireplace-ul meu. Da, deci ăștia au mai prins oameni aici și i-au spânzurat. Fuck. Furăm tot ce găsim pe aici. Oh, topor. Ah, și pot să țin și bricheta și toporul în același timp. Asta e foarte folositor. Ia să vedem. Așa dau să mă apăr. Trebuie să găsim un loc să ieșim din peștera asta. Pe unde naiba? Ce, asta e peștera canibalilor. Oh, no. Credeam că nu se mai aprinde. Oh, am găsit un flare gun. Ok, nu vreau să-l folosesc acum, așa că o să schimb L. Pe L schimb. Nu, L e lighter-ul. Să iau toporul ăsta. Ok, nici pe aici nu e zona pe unde trebuie să plec eu. Huh. De ce sunt mai multe pistoale de astea? Am și eu unul, am și eu unul. Probabil l-au colectat de la ăștia care au murit pe aici. Nu știu cât inventory space am. Dacă reușesc să colectez eu toate chestiile astea de aici. Vezi că astea sunt valize ceva. Probabil din alte... Așa, e destul de scârbos acolo. Frate, eu chiar nu știu pe unde trebuie să ies. M-am blocat în peștera asta. A? Pe aici oare? Nope, nici pe aici. Hai să o luăm logic. Pe unde n-am fost? Pe aici. Aha. Control to crouch. Băutură. Mă întreb dacă... Dacă ești... Te poți îmbăta dacă bei foarte multă băutură alcoolică. Sper să nu mă vadă ăștia. Dar ați văzut ce repede au venit? Nu mă așteptam să se prezinte chiar așa de rapid în crash site acolo unde ne-am prăbușit noi cu avionul. Oricum, nu pot să zic de... Adică am zis de atâtea ori, dar trebuie să mai repet. Arată incredibil jocul. Tot felul de chestii pe aici. Sper să nu se termine, nu știu, că nu văd niciun meter pentru bricheta aia, nu? Sper să nu se termine între timp. Și sper să nu vină ăia.
Oh, nu! Da, eu nu făceam nimic, doar... Nu... Fuck! Low health. Pe bune, frate, și cum ies de aici? Dacă vine ăla și-mi dă o bucată și-s mort. They survived unul? What? Ok. Am înțeles acum. Și dacă îi dau start din nou? Așa, deci. Deci acum trebuie să așteptăm din nou? Deci dacă mor nu te dă din nou. E foarte hardcore. Dacă mor trebuie să continui la zero. Sau poate dacă îți faci un camp, te dă de acolo? Hai să vedem, dar n-am văzut un save sau ceva. Ar fi destul de aiurea într-un fel să nu îți salveze. Poți să-i dau skip măcar sau ceva? Nu merge nici skip. Atunci ne prăbușim din nou cu avionul. Și o să încerc să nu mai dau în ei de data asta, nu? Și poate de aia s-au supărat că am dat în ei. Totuși mi-au luat copilul. Adică, voi ce-ați face? Avionul ăsta n-are nicio persoană în el. Nu știu cum... E foarte, foarte faină, foarte șmecheră introducerea în joc. Așa, de data asta nu o să mai dau în ei, să vedem dacă reușim să facem ceva. Ce față ciudată are. Totuși, uite, are mușcă, adică a fost la sală, a luat shake-uri proteice și a făcut mușcă, adică, na. Ok, să încerc să explodez un pic mai mult și să nu mai dau în ei de data asta. Mă, asta e randomly generated? Sunt tare curios. Adică toate chestiile sunt puse altfel de fiecare dată când te joci. Ar fi tare dacă ar fi așa. Că data trecută când am ajuns, mi se pare că era soare pe aici. Acum vedeți că nu e chiar așa de soare. Sau, poate mi s-a părut mie. Ok, hai să iau chipurile astea de aici. Nu știu ce reprezintă, dar poate sunt importante. Și am să mai iau ce mai găsesc pe aici și o să plecăm din zona asta. Probabil de asta m-au văzut ăia, pentru că stăteam aici și na. Aici e zonă cu foarte multă activitate. Așa, ia să fugim noi de acolo. Să iau niște lemne, că o să avem nevoie pentru fireplace. Deci nu, așa. Oricum, să țineți minte, jocul ăsta e încă în development, adică nu e terminat, e încă early access, e alpha. Deci nici măcar beta nu e, așa că... Dar sincer să zic, din câte văd... Bine, îmi trebuie un topor mult mai mare, probabil, pentru ăla. Din câte văd, e mult mai realizat decât multe din jocurile care sunt în early access. E mult mai terminat, la asta mă refer. Uite, că am ajuns și la apă. Cu sunetul, nu știu dacă e destul de tare sunetul, dar dacă nu e, o să vedem în episodul ăsta și o să modific pentru episoadele următoare. Uite că e unul mort de-a lor. Ce-o fi asta? E un simbol ce... Oh, fuck! E capul... Da, e o femeie aia sau? Shit. Se pare că ăștia nu prea sunt așa de prietenoși. Poți să intri pe... Oho. Da, s-ar putea ca aici să fie cave-ul ăla lor, așa că nu vreau să mă duc. Ia să mai vedem noi ce mai găsim pe aici. O să fac un fireplace în curând. Ah, uite un cort. Păi aici putem să stăm noi. Ia să stăm noi aici, de ce nu? Lighter nu îmi trebuia. Lighter, fire, click to place. Și să-l facem exact aici. Așa, ne-ai trebuie niște frunze? Da, niște frunze o să trebuiască să o luăm de undeva. Astea? Lemn. Gather leaves, dar nu știu de unde ți iei leaves. Când distrugi astea îți dă și leaves. Ok.
Așa, mai luăm și de aici niște leaves. Ok, avem destule ca să facem fireplace-ul. A, ce e asta? E un spear. Oho! Bun așa. A, ia uite. Learn the basics of survival. Edible. Aha, și poți să mănânci. Deci astea sunt, care s-o vale, sunt bune de mâncat. Astea sunt toxice. Fire extremely valuable, da. Torches to light your way in the dark caves. Ah, ce m-a speriat. A început să plouă. Destul de nașpa, că nu cred că o să meargă să-i dau foc. Că plouă. Ok. Hai să vedem. Basic fire l-am făcut. Paia shelters. Temporary shelter. Să facem un temporary shelter de asta, că acel cort acolo nu prea e bun pentru noi. Și avem nevoie de leaves și sticks. Tot așa. Cum am făcut și până acum. Să dăm pe inventory. Și avem pe aici. Ia să vedem. Asta. Și mergem să mai luăm niște frunze și niște bețe. Bă, până acum ce să zic. Primele impresii pentru mine sunt că e exact ce mă așteptam să fie. E un joc hardcore survival și când zic hardcore survival chiar că e hardcore. Și da, o să fie o serie cât mai mult, cât mai lungă. Sper să vă placă și vouă. Să descoperim împreună această insulă ciudată. Sper să nu mai vină canibalii aia până nu fac și un... 31 sticks. Ok, trebuie să mai dăm jos niște de-astea. În rest, ca să mai luăm frunze. În rest avem... ba nu, trebuie să mai luăm sticks. Și nu mai am loc. Ok, trebuie să aruncăm niște chestii. Circuit board. Să beau astea. Și să iau sticks-urile. Can't carry any more sticks. Ok, mergem să construim și ca să eliberăm din inventory. Așa. Dar uite ce tare se construiește și vezi în timp real cum le pui și asta, foarte tare. Oh, shit. E tribul ăla, am fugit. Am plecat. Îi vedeți acolo în distanță? What the fuck? Sper că nu vin încoace. Chiar în halul ăsta?